În timp ce se cânta cântarea Dacă două mâinile mele, Dumnezeu m-a cercetat. Și de un timp, Duhul Domnului tot aduce aminte de o întâmplare. Și aș vrea să spun înainte de a spune această poezie minunată. Este vorba despre o femeie care a mers la predicatorul bisericii și i-a spus următoarele lucruri. Predicatore, i-a mărturisit ea. Când a fost soțul meu cu mine, eu mereu vorbeam cu Dumnezeu. Și soțul meu spunea, nebună, iar vorbești singură. Și își bătea joc de mine. Acum, după ce el a plecat, nu mai am cu cine vorbi. Și a spus că nu mai simte prezența Domnului. Și acest pastor i-a spus că la ora 10 ne vom pune amândoi împreună să ne rugăm ca Dumnezeu să vină iarăși în casa ta. Și s-au pus amândoi împreună să se roage de la ora 10. Și am spus că la ora 11 să sune pe predicator să spună cum e. Și această femeie nu mai l-a sunat. Și acest predicator a primit un mesaj la ora 6:30, în care spune, a venit Dumnezeu la mine, din nou. Această femeie s-a rugat de la ora 10 până la 6:30. Și la ora 6 fix, Dumnezeu a venit din nou la ea acasă. Și a vorbit. 8 ore întregi s-a rugat. Și Dumnezeu a ajuns la ea. Această poezie se numește Nu sunt nimic. Nu sunt nimic de Costache Ioanid. Nu sunt nimic un strop de tine în care ai pus un bob de grâu. Un ciob în care ai prins lumină, un spin în care scoți un râu. Nu sunt nimic, o cupă spartă, în care faci un heruvim. Sunt măgărușul ce te poartă pe drumul spre Ierusalim. Nu sunt nimic, un rom netrebnic, chemat ca jugul tău să port. Să dau deoparte piatra rece, când tu dai viață celui mort. Nu sunt nimic, o trestie frântă, din care faci tu iac de fier. O luminiță fumegândă, ce mâine fi va stea pe cer. Nu sunt nimic, dar tu ești totul. Și pentru mine, preț de dat. Făcând din pieptul meu chivotul, cel poartă în iar pe Dumnezeu. Nu sunt nimic, nimic sub soare, dar tu ai dat tot pentru nimic. În veci